În capitala New Delhi, temperaturile extrem de ridicate au topit străzile la propriu. Așa arată unele drumuri din oraș. Aici termometrele au indicat 45 de grade Celsius. Mai spre sud, însă, situația este și mai gravă. Mercurul a urcat până la 50 de grade, un nivel record de temperatură. Spitalele sunt în alertă și încearcă să facă față numărului mare de oameni loviți de caniculă. Autoritățile au sfătuit pe localnici să nu iasă din casă și să bea cât mai mult apă. Oamenii săraci nu-și permit să înceteze lucru nici măcar la mezul zilei. Asemenea, epizoade de canicul extremă fac și mai evidentă sărăcia și infrastructura precară din India. Oamenii se plâng că autoritățile nu fac nimic decât să dea sfaturi. Abia peste o săptămână temperaturile vor începe să scadă pentru că se apropie sezonul proios.